Dragi viitori părinți, bine v-am regăsit la o nouă ediție din cadrul cursului nostru Academia Părinților Lifeline. Astăzi ne aflăm la malul Mării Negre, mai exact la Constanța, în vizită la domnul doctor obstetrician Răzvan Stanca, alături de care vom discuta astăzi despre ultimul trimestru de sarcină, dar și despre toate lucrurile importante care țin de trimestrele de sarcină prin care o viitoare mămică trece. Bună ziua și dumneavoastră, domnul doctor! O meserie frumoasă! Practic este o meserie cu o supra-specializare în sine, cum este medicina materno-fetală și evident a avea grijă de făt și de mamă nu trebuie să țină cont de ce pățim din punct de vedere epidemiologic acum, ba din contră trebuie să avem mai multă grijă. Morfologia fetală e una, deci da. Este o ecografie absolut standard, deja e standard acum chiar și în România, iar detecția de malformații este deja un diagnostic special care e pus de un medic cu o supra-specializare. Deci sunt două lucruri distincte deja. Da. Specialistul de medicină materno-fetală trebuie să aibă grijă de, și de mamă și de copil, dar trebuie să țină cont și după ce se naște copilul. Sunt studii care spun că 7 ani trebuie să-ți raporteze ce s-a întâmplat dacă acel copil a avut ceva, a avut o problemă, n-a crescut sau s-a întâmplat ceva, sau a avut o infecție. Sau... Da. Și toate lucrurile astea trebuie conștientizate. Apropo de măcar o analiză să aibă, sau primele analize, să spun. Da. Sunt multe paciente care nu înțeleg că hemoglobina fetală e diferită de a noastră, creierul fetal e diferit de al nostru, da. N-are nicio legătură. Sigur că e foarte frumos să descrii copilul cât stă în uter, gândindu-te la o păpușă cu care te-ai jucat. Că așa spun studiile, că femeile au această proiecție. Ei bine, nu, el nu e o ființă ca noi. Sună foarte ciudat. Dom'le, dar ce e un extraterestru? Că exact așa m-au întrebat. Zic, doamnă, da. Exact. N-are nicio legătură cu pământenii. Niciuna. Este în formare, are alte reguli, are o circulație în oglindă cu mama, nu trăiește cu aceeași inimă cu care trăim noi ca să fie oxigenat, deci deja n-are nimic în comun. Și ultima chestie este că la un făt totul este în creștere, în formare. Funcția lui este foarte, foarte, foarte greu pus așa pe un făgaș. V-am spus, de exemplu, până la 28 de săptămâni creierul. După 28 de săptămâni știți foarte bine, dacă un copil se naște, cât de cât supraviețuiește. Sigur că un procent foarte mic supraviețuiesc fără niciun fel de probleme, 12%. În rest, supraviețuiesc. Acum, de aici încolo, este acel rol cu până la 7 ani. V-am dat un exemplu simplu. De ce noi trebuie să ne interesăm și mama să ne și spună ce s-a întâmplat, pentru că e important pentru noi, pentru că nu avem încă toate uneltele pentru această funcție a creierului fetal, pentru, da, nici inima, nici creierul și nici alte funcții. Și m-am dat un singur exemplu, anemia fetală. Ecografia este foarte safe pentru, și nu se studiază de azi de el, de vreo 40 de ani. Da. Este foarte safe pentru sarcină. Și la morfologie expunerea este foarte lungă și toată lumea zice, doctor, stăm o oră așa, fără să știe că de fapt imaginile astea de pe monitoare sunt imaginile reflectate cu imaginea întoarsă, că de asta se numește ecografie. Da. Noi emitem o parte și două părți primim și recompunem imaginea. Da, da, da. Deci eu nu emit o oră sau 40 de minute în timpul negru sau 2 ore jumătate, că am stat și atât. Nu la morfologie, am stat pentru un diagnostic de cord, cu un cord atât. Atât. Da, păi atâta este la 22 de săptămâni, monedă de 50 de bani. La 13 săptămâni, când putem pune diagnostic destul de bun pe o parte din malformație, are 8-9 mm pe axul lung, cu tot cu milimetri, cu tot cu vase mari. Și noi trebuie să punem diagnostic. E nepermis să ratezi unele chestii la 12-13 săptămâni ca specialist de medicină materno-fetală. În rest, nu e nicio chestie. Trimestrul 3 este cel mai greu din punctul ăsta de vedere, pentru că, apropo de modificările fizice, sunt multe paciente care nu știu că în orice sarcină, pe orice meridian al lumii, femeia are modificări de la cord până la piele, cordul ei propriu. Da. Și modificările nu sunt bine, din păcate. E greu. A fi gravidă e greu. De asta le spuneam, domnule, o fi frumos, că știți povestea. Multă lume spune că e cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Nu este deloc adevărat. Asta este o poveste pe care o spun anumite paciente. Eu n-am avut pacientă să spună că e frumos să fii gravidă, doar s-au plâns. De ce? Au ajuns în trimestrul 3, au văzut ce înseamnă să fii gravidă și și-au dat seama că e de greu. Este nu greu, este foarte greu. Femeia trece printr-o transformare la fel de grea ca și cum ar avea o boală. Sigur că fiind tânăr, o suportă ușor și e lăsat de la Dumnezeu ca această sarcină să evolueze înăuntru uterului și femeia să-și care copilul ei până la final. Deci nu asta comentăm noi. Comentăm strict de modificări. Este panică.
Îl dădeam la un moment dat cu niște paciente, spunea, domnule, ce, dar eu nu prea am niciun instinct. Păi n-aveți, doamne, decât panică. Da, zice, asta mi-e frică. Și am explicat să nu-i fie frică, pentru că tot așa, de când e lumea și pământul, în 3 zile de maternitate, alea prime de 3 zile, da, o să fie expertă în crescut copii. O femeie care își alătează, își spală copilul în fașă și îl culcă, în alea 3 zile cât stă la noi în maternitate, zici că asta a făcut toată viața. Și gândiți-vă că primele secunde după ce se bucură că a născut, exact în următoarele secunde începe panică. Și acum ce mă fac? Nicio problemă. O să creșteți acest copil, da, cum a crescut toată lumea din totdeauna. Este foarte greu. Pentru a începe dureri de spate, pentru că se umflă picioarele, pentru că îți schimbi centrul de greutate și deja începi să calci ca o rață, deci bază largă de mers. Se schimbă un număr la pantofi, toată lumea este în disperare, doamne, nu mă mai suport. Și venim noi și spunem, doamne, încercați să nu luați kilograme, pentru că va fi din ce în ce mai greu. Da. Pe partea cealaltă, nu e toată lumea chiar așa, nu luați kilograme, iau kilograme. Și aici este o mare problemă, pentru că trimestrul 3 este trimestrul în care poate să apară diabet gestațional, poate să apară hipertensiune, astea sunt mai des întâlnite, poate să apară amândouă în combinație, da, da, da. Și toate lucrurile astea se reflectă asupra creșterii copilului. Vorbeam de creier, că aici este practic modificarea cea mai importantă. Deci noi, ca viitoare ființe care vom trăi în exterior, ne modificăm foarte mult în acest trimestru 3. Practic, creierul, așa cum o știți din toate pozele din lume cu încrețituri, da, cu... Da. Da? Deci toată această migrație cu substanță cenușie și albă și practic toată girația și tot creierul, așa cum îl știm noi, care ne dă nouă conștiința și ne dă nouă viața adevărată, se formează acum, ultimul trimestru. Crește foarte mult. Crește în circumferință, mă refer la burtă, da, circumferința membrelor, încep să crească mușchii, el practic este pregătit să iasă. Da, da. Și apar în trimestrul 3 acele lucruri care fac parte din instinctele primare, subt, apucat și așa mai departe, care sunt atunci calculate și în scorul Apgar și așa mai departe. Deci neurologia lui se modifică foarte tare. De la cele 13 săptămâni, când vă spuneam că are, iată tica, are 7 mm, nu o să mai întâmplă nimic cu ea. Ea e formată, funcționează. Evident, funcționează invers față de a noastră, invers însemnând e copilul în uter, trăiește cu ventriculul drept în exterior, în atmosferă, cu invers ventriculul stâng, da, ca noi. Da. Deci el își pregătește, practic, toate lucrurile astea. Copilul în trimestru 3 are, de exemplu, grimase. Noi habar n-avem ce fac aceste grimase. Noi nu știm dacă el visează, habar n-avem. Dar ideea e că grimasele sunt, da, cum să nu, cu, cel puțin cu aparat cum e ăsta din spate de aici, le vezi în timp real. Râde, plânge. Noi nu știm dacă râde, plânge. Fără analize super sofisticate. Vizitele sunt mai multe? Un pic mai dese la final. De exemplu, dacă o pacientă naște natural, trebuie să fie văzută cel puțin până la 38 de săptămâni, pentru că până în următoarele două, măcar să ai de la 36, de exemplu, trebuie să o mai vezi odată. Și atunci de la 32-36 sunt 4 săptămâni, dar ulterior e văzută din 2 în 2. Și atunci sunt un pic mai dese. Englezii au spus acestei ecografii, și există această ecografie de trimestru 3, se numește well-being scan. Deci starea de bine a fătului, traducerea românește nu e foarte fericită, dar chiar asta este. Ei fac doar 4 ecografii, 3 ecografii însemnând 12, unii 16, dar nu, în orașele mari, 12 săptămâni, prima morfologie, 21-22 a doua, 32 și una la 40 dacă n-a născut. Asta este tot sistemul englezesc, de 4. Noi facem 10. Care sunt semnele de luat în calcul de o viitoare mămică? Practic, semnele care dau de înțeles că începe travaliul. Aici pot fi diferite? Sunt, da, noi cam avem o discuție cu ele la 36 de săptămâni și cu altele la 38, depinde cum nasc. Și le spun așa, doamnă, știți, nu este ca în filme. Deci copilul nu vine pe lume cu urlete, țipete, urcat în mașină, hai la spital și acolo, dintr-o dată, așa, miraculos, puș, puș, puf, și iese un copil. Zic, nu se întâmplă așa. Primii parle nasc greu, complicat. Deci la nașterile naturale, de exemplu, poate să dureze și 8 ore o primipară travaliu ca să... Asta era următoarea întrebare, cam cât durează un travaliu. Da, la o primipară. Dar nu asta vreau să zic. Deci travaliu poate să debuteze așa. Îi spunea, doamnă, sunt celebrele dureri care voi au vă lasă. Zic, doctor, n-am născut în viața mea, nu știu cum arată durerile. Și atunci este simplu.
Uterul are niște fibre circulare, deci se va transmite circular durerea. De unde? De la fundul uterin, care e cel mai contractil, da, înspre vagin. Și astea sunt niște dureri pe care eu, fiind bărbat, nu știu, habar n-am cum sunt, dar le zicem și noi din carte. Celebra... S-a rupt apa. Da. Și sunt, doamne, foarte simplu, vă duceți la toaletă, vă schimbați, dacă o luați de la cap cu iar sau dat de sus până jos, asta probabil a fost. Aici cu frica asta de ce menționați și dumneavoastră, că din filme, care nu au mai avut un alt bebe înainte, mi s-a rupt apa, o impresie, acum nasc. Da, și am spus, da, nu e așa. Și mai e varianta din filme. Problema unui perineu care s-a dilatat foarte repede, că sunt mai multe chestii care se dilată acolo, col, perineu, vulvă, sunt mai multe etape în care lucrurile astea trebuie să apară. Copilul se naște foarte repede, e toată lumea fericită, dar după aia, peste niște ani, încep să se cunoască aceste lucruri. În sensul prolapsuri, incontinențe urinare și alte povești de care femeile știu foarte bine ce înseamnă. Da. Și din păcate, nașterea naturală nu iartă aproape pe nimeni. Cum se ia decizia că nasc natural, deși este o întrebare, este clar că este prima variantă. Este puțin combinată. Deci, pornind de la ideea că toată lumea trebuie să nască natural, asta este politica de sănătate și noi ne conformăm, este așa. Pacienta știe, trebuie să știe că nașterea naturală îi aparține. Povestea cu nașterea naturală vine de undeva de la ideea că toți trebuie să ne naștem natural, că așa e de când lumea și pământul, absolut corect. Da. Dar mai nou, de când avem medicina modernă și mai ales cutia magică, de ce să nu profităm de ea? Să nu profităm de ea? Dacă eu știu ce poziție are copilul la naștere, pe unde are două cordoane, are două cordoane, trebuie să le expulzezi repede, că are două cordoane, decât are, dacă are trei, de exemplu, facem cezare. Am dat un exemplu. Că știm multe, știm că e cu nasul în sus, că dacă un copil e cu nasul în sus, este o varietate posterioară, astea se nasc foarte greu. Da. În ore se obosește parturienta, vai de capul ei, e greu. Da. Sau știm exact care e copilul la capul, știm foarte bine că diametrul lui de angajare e 9,5, capul lui e de 9,8, doamne, o să fie greu, o să fie cu strigături la propriu. Da. Noi ne ocupăm și de mamă, și de copil, trebuie să iasă doi oameni sănătoși după toată povestea asta. Exact, da. Și atunci sfaturile noastre întotdeauna sunt partea asta medicală în care ne dă și noi cu părerea, dar foarte la final, 36-38. Da, da. Da. Și doi, femeia ia hotărârea, sunt de acord. Când se recomandă 100% cezariană, pentru că este un risc mult prea mare pentru mami sau bebe? Da, aici sunt împărțite într-un minut 20 copilul e afară, îl ștergem pe băieță. Dar cu totul? Cu tot, tot dacă e o echipă bună și fără să ai probleme, media e de vreo 20-25 de minute skin to skin. Cu o zi în minus la nașterile naturale. Am înțeles. Nașterile naturale pot pleca cu o zi mai devreme. La pentru nașterile naturale cazuri, unde punem ațe care se scot, țin, nu rămân acolo, care se țin, cam în 5 zile zona este vindecată și putem scoate ațele. De ce? Pentru că fiind pe perineu, femeia nu poate să stea pentru că sunt în tensiune și trebuie să le scoatem. Da. La cezariene, cel puțin eu folosind intradermice, intradermicele le scoatem cam la 10 zile, deși după 3 zile sunt vindecate. Dacă fătul este o fată, de când am dat vestea, din secunda aia nu mai avem probleme cu viitorități, e tot ok, e tot asigurat. Prima analiză importantă la tați, pe lângă cele infecțioase care ar putea exact să le dea ceva, cea mai importantă este RH-ul. Noi trebuie să-i știm RH-ul tatălui. La noi sunt niște reguli foarte clare, ați văzut și noi când am venit aici. Faptul doar că stăm departe unul de altul, v-am scos masca, așa trebuie să facă toată lumea. Exact. O să dureze niște timp, de asta spuneam că dacă suntem obosiți acum, e bine, peste 2 ani vom fi în aceeași situație. Mai mult ca sigur, și chiar și cu vaccin, chiar și cu orice altă medicație o să dureze. Ca urmare, trebuie să învățăm să trăim cu acest virus. Sigur că unii dintre noi nu vor putea rămâne neinfectați, sunt cu totul de acord, dar măcar asta spun de dimineață până seara, să respecte regulile, nu se întâmple nimic, nu o să schimbe viața cu nimic, noi nu o să ne schimbăm atitudinea față de medicină cu nimic, doar prin banala respectarea regulilor.